Ne întâlnim la o a doua ediție a emisiunii de Partea Legii cu domnul avocat Gabriel Onel. La prima noastră întâlnire am vorbit despre relația cu băncile dureroase tare. La această întâlnire, a doua noastră întâlnire, vorbim tot despre o suferință, dacă pot să spun așa. Dumneavoastră îmi veți spune dacă da sau nu, sau din ce punct de vedere este sau nu o suferință. Este vorba despre divorț. Acum, de căsătorit, ne căsătorim. Din dragoste mai mult sau mai puțin, din interes mai mult sau mai puțin. Dar ce se întâmplă în momentul în care ajungem să ne dăm seama că nu ne potrivim și, bineînțeles, ajungem la avocat sau în alte modalități, ne veți povesti dumneavoastră despre acest lucru, ajungem la divorț, la despărțire. Ce vă spune experiența dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât aveți experiență? Eu vă mulțumesc pentru invitația făcută. Vă mulțumesc din toată inima pentru prezența. Vă spun sincer, vin pentru că, da, cred că pot și așa din puțină mea experiență să mai ajut și anumite persoane, măcar pentru discuții cu dumneavoastră, sunteți, să înțeleagă anumite aspecte. Sunteți modest, dumneavoastră chiar aveți experiență, dumneavoastră, domnul avocat Gabriel Onel. Aveți experiență un pic, și ne puteți da... Pot să încerc, da. Pe partea de divorț. Este o poveste lungă tare. E o poveste foarte simplă. A, da, spuneți-o dumneavoastră. Deci, divorțul reprezintă efectiv desfacerea căsătoriei între două persoane, da? Persoane care au avut un certificat de căsătorie și care au fost împreună, pentru diferite motive. Avem divorț, cum era înainte, și acum cred că tot la fel a rămas în codul civil. Avem divorțul remediu și divorțul sancțiune. Depinde pe care parte o abordăm. Da? Divorțul remediu, e clar, e un divorț în care părțile sau persoanele respective nu mai pot fi împreună și au hotărât din comun acord sau să divorțeze. Și la acel sancțiune, în condiții în care unul din soți are ori probleme cu legea, ori e violent în familie, comportamentul lui este cel care duce la efect la neînțelegere între părți și atunci automat se ajunge iremediabil la o cerere de desfacere a căsătoriei. Da, pentru că oricum subiectul este unul amplu și este imposibil să-l epuizăm într-o singură emisiune. Părerea mea este să abordăm divorțul de comun acord, pentru că ne oferă foarte multe... Cred că putem vorbi mai multe teme, adică nu neapărat divorțul în esență. Eu aș vrea să spun că divorțul pe comun acord e înțelegerea părților, da? E în momentul când sunt de acord, merg la judecător, poate să merg la notar acum, solicită desfacerea căsătoriei, având în vedere că nu mai pot fi împreună, nu se mai înțeleg. Și atunci nici nu avem ce discuta, da? Deci părțile amiabil, fără prea mult discuții, fără a pune în fața judecătorului pe tavă sufletul lor sau problemele lor personale, înțeleg să despartă efectiv fără amiabil, da? Adică se prevede și ce se întâmplă cu eventual copiii pe care... Acum ajungem la o altă discuție. În momentul în care e amiabil, automat se rezolvă celelalte probleme. Domiciliul copiilor, a soțului, cine ia copiii, cine plătește pensia alimentară sau modul în care înțeleg să ocupi de copii împreună. Deci toate se rezolvă într-o formă simplă. Da, în condițiile în care, pentru că nu aș putea spune că mă încăpățânez, dar aș vrea puțin să dezvoltăm. În condițiile în care, în urma unui divorț amiabil, să spunem că persoana care își asumă responsabilitatea să plătească pensia alimentară nu își duce la îndeplinire această responsabilitate, ce se întâmplă? Automat hotărârea implică și o sancțiune, da? În momentul în care nu-ți plătești pensia la care te-ai obligat, automat pot fi executat sau pot fi urmărit pentru această situație. Da. De o altă discuție, de exemplu, dacă stabilim ca domiciliul minorilor să fie într-un loc și minorii nu stau niciodată acolo, eu, celălalt părinte, pot să mă duc să spun, domnule, stai un pic, copiii nu stau acolo, deci nu-și respectă obligația de a avea grijă de copii. Și sunt într-o locație unde eu nu sunt de acord să rămână, deci pot face alte demersuri.
Bun, asta ar fi, ca să spun așa, complicațiile de după divorț. Complicații. Deci, la, automat, chiar și la un divorț prin acord, de exemplu, da, cu minori, judecătorul oricum va analiza și va decide o situație concretă. Deci, chiar dacă nu sunt de acord într-o anumită formă, judecătorul va analiza dacă forma respectivă este cea care e corectă, respectă legea, dacă este interesul copiilor să fie forma asta, dar deci asta e, deci oricum judecătorul are și obligații, dar el va, clar, va analiza toate aspectele cu privire la modul în care înțelegerea dintre părți are loc și cum va fi consimțită de el în hotărâre. Deci, bun, m-ați convins în ceea ce privește divorțul de comun acord. Se stabilesc toate lucrurile. Facem la divorțul sancționatorul, pentru că aveți putere de convingere și nu, dar aici apar problemele adevărate, în sensul că una din părți solicită divorțul, de obicei din culpa celuilalt, da, cu diferite motive. Automat, dacă sunt implicați și minori, poate cel care deschide divorțul vrea copii, el care este chemat în judecată, dar întâi vrea și el copii, încep discuții cu privire la cine e mai bun, cine ține mai mult la copii, modul în care consideră că s-au ajuns la situația respectivă, aduci martori, începi să faci probe cu tot felul de chestiuni cu privire la calitatea umană sau calitatea persoanei respective și deci în start începi cercul, da? Și automat este foarte complicat, dar e foarte complicat, până la urmă tot să va da o soluție de către un judecător, dar ajungi în momentul ăla să-ți pierzi rufele efectiv în judecătorie. Care a fost experiența dumneavoastră cea mai neplăcută în cadrul unui divorț? Pentru că sunt convinsă că ați întâlnit și situații extrem de neplăcute. Să ne vorbiți din experiența dumneavoastră. Acum noi, ca avocați, noi facem datoria și efectiv trebuie să apărăm părțile care ne angajează, dar trebuie avut în vedere că și angajamentul nostru are anumite limite, da? În momentul în care vine o persoană la tine și spune un lucru, da? Dar te trezești după aia în fața instanței că cealaltă parte dovedește cu totul altă situație. Și automat atunci tu ești pus într-o situație neplăcută. Postură neplăcută, pentru că tu afirmi un lucru, dar dovada și situația concretă este cu totul alta. Deci aici poți zic că situația mai... Dar în principiu, noi trebuie să facem treaba. Da. Știu că judecătorul este cel care ar trebui să sfătuiască, mă rog, cuplul în ceea ce privește o eventuală împăcare, nu știu dacă se mai practică. Da, de obicei judecătorii întreabă dacă există o variantă de a putea da un divorț așa mai simplu, adică e chestia dacă părții nu pot înțelege. Și atunci, dacă ei spun că nu se pot înțelege, automat urmează să treacă la probatorii, la discuțiile preliminare. Da, și aici e problema și la copii. Deci la divorțul, genul ăsta de divorțul, copiii suferă cel mai mult. Pentru că implicarea emoțională a părinților afectează și pe ei, pentru că este clar, în momentul când se ajunge la un divorț sancționator, adică în sensul cu una din părțieri ca divorțul să fie dat din vina celuilalt. Înseamnă că există niște antecedente în familie? Nu neapărat antecedente, dar vă dați seama că ei nu se pot înțelege și automat copiii nu știu care și cum e treaba ei, sunt copiii, da? Analiza părinților, pentru ei și tata și mama este la fel. El nu știe, băi, stai, tata o greșit mai mult, îi spune maică sau poate taică sau inversa. El nu înțelege. Da. Și automat e în mijlocul bătăliei. Pentru că, la un moment dat, unul chiar vrea să ia copilul, mama de obicei să ia copilul cu el și cealaltă parte, din, poate nu neapărat că vrea, dar ca să-i fac un rău sau ca să șicanezi, vrea și el. De obicei, sau unul din părinți îl vrea cu adevărat, celălalt numai ca să șicanezi, face chestia de a solicita și el. Și automat, de aici implică anchete sociale mai aprofundate, se verifică posibilitățile fiecărui. Trebuie dovedit după aia calitatea lui în societate, în asta și tot prin martori, prin tot felul de... Da, m-am referit la situația care a dus la divorț, pentru că... Păi s-a analizat și asta. Da. Aici, în momentul în care eu solicit de divorțul din vina unei din vina celorlalte părți, automat, judecătorul va analiza și dacă cererea mea este întemeiată și de ce s-a ajuns acolo și
Da. Un motiv de divorț, bănuiesc, ați întâlnit nenumărate astfel de situații în practica dumneavoastră judiciară, este plecarea unui dintre părinți, plecarea în străinătate, în special. Cel mai mult e de aici, pleacă. Când unul din părinți pleacă, automat, de obicei, ăla care a plecat cam soci de divorț. Sunt puțini care spun, domnule, au plecat de atâta vreme, vreau să dau divorț. Adică cel plecat, bănuiesc că își reface viața. Nu, în principiu, asta este. E o variantă, e și asta, dar, de exemplu, și cel de acasă își reface viața, nu? Cam asta e. Da, iar plecarea în străinătate, pe lângă faptul că poate să fie motiv de divorț, poate să fie motiv și de neplăceri în familie, pentru că sunt... Sunt o mie de motive, eu vă dau așa ce vine în minte pe loc. De exemplu, la care pleacă, începe să zic cu cealaltă. Nu faci nimic, toată ziua, eu numai eu muncesc, trimit bani, fac chestii. Deja orgoliul se răscolește, da? Deci pornește. Tot așa, de exemplu, pleacă, vine acasă, încep să facă ceva, cealaltă parte rămasă acasă, nu prea acceptă, de exemplu, noutatea și poate mai deschide la minte, mai vede anumite lucruri prin... Și automat iarăși discuții. De obicei, neamurile sunt cei care influențează o astfel de analiză și tot așa. Deci sunt foarte multe cazuri, adică nu neapărat că să-și refacă viața cu altă persoană. Omul, dar când pleacă afară, mai are și o altă, schimbă mentalitatea un pic, vede și el un lucru mai... vede alt lucru, altfel de viață. Din practica dumneavoastră, întreținerea copiilor, în situația familiilor separate, cum se realizează sau este realizată de către părinții plecați? Pentru că sunt iarăși cazuri în care cei plecați nu se mai gândesc la copii, iarăși motiv de divorț. N-am constatat. Deci, marea majoritate celor plecați trimit bani pentru copii. Deci, mare majoritate. Nu puține cazuri în care cei care s-au plecat sunt trimit bani la copii. Chestiunea este că la noi codul civil, legea de bază cu privire la aspectele astea, prevede clar obligația de întreținere a părinților pentru copii, da? Deci nu se face diferență mamă, tată, e obligație de întreținere. Și automat trebuie respectată. Întreținerea nu neapărat să fie numai să-i trimiți bani. Poate fi făcută și în natură. Haine, mâncare, nu știu, da, mai mult tot jucării și alte chestii, dar de obicei, cel care e plecat trimite bani și cel care stă acasă nu are grijă. Dar în momentul când s-au rupt echilibrul ăsta, deja intervin problemele. Din practica dumneavoastră judiciară, sunt nevoită să repet aceste cuvinte, care este preponderența? Sunt mai mulți bărbați sau mai multe femei plecate în străinătate și care au... sau despărțit de familie, au plecat pentru muncă? Nu știu să zic exact, dar cred că mai mult femei. Deci bărbații sunt mai casnici, mai domestici. Eu cel puțin în ultima perioadă am avut mai multe cazuri în care femeile sunt plecate și bărbații rămași acasă. Și bănuiesc că, mă rog, comportamentul bărbaților sunt chiar o serie de cazuri cunoscute în presă în care soții rămași acasă abuzează copiii pentru ca să își șantajeze cu ghilimele de rigoare partenerele de viață să se întoarcă. Nu pot, nu cred că putem analiza, adică șantajul copiilor, nu. În esență, îi neglijați. Dar asta cred că ar fi principala problemă, dar de obicei cel care stă acasă are grijă de copii. Numai că, v-am spus, intervin X factori care efectiv slăbesc relația și în momentul în care deja după 2, 3, 4, 5 ani de despărțire, m-am concediu acasă, se schimbă cu mult treaba în relația lor și atunci... Spuneți-mi, vă rog, ce ar trebui să facă o astfel de persoană care își dorește să întrerupă o căsnicie? Să o rezolve cât mai simplu. Da, deci nu cred că... Eu sfatul meu
personal este următorul. În momentul în care ajungi la o astfel de situații, cea mai bună variantă o reprezintă calea de mijloc, adică să înțeleagă, să aibă un divorț simplu, pentru că în afară de banii cheltuiți și stres, sunt tot felul de probleme care efectiv încep să fie aflate și de alte persoane, aduci martor, trebuie să începi să te aperi, să încerci să prezinți o situație într-o anumită formă. Te afectează emoțional, copiii implicați iar sunt afectați foarte mult de situația în sine și de aici, automat, când tragi o linie, vezi totuși că eu zic că nu se merită. Eu îi sfătuiesc, dacă nu se mai pot înțelege, să ajungă la o rezolvare amiabilă, cea mai simplu, e rapid, fără niciun efect advers. Asta însemna să se adreseze neapărat unui avocat sau pot să meargă, așa cum a spus la începutul emisiunii, să meargă pur și simplu, să depună o cerere și să spună în fața judecătorului că își doresc. Da, da, și cum îi fac o cerere, dar în principiu tot e bine să consulte un avocat, pentru că poate mai sunt implicate în afară de copii bunuri, nu știu, sunt mai multe chestii. De exemplu, la un divorț, persoana care a plecat afară vrea să ia și eu copiii. Să fie trecut sau să facă un document în sensul de a accepta și copilul să poată pleca în vacanță afară. De obicei, părinții care rămân acasă nu prea acceptă ca copiii să ducă la părinții care sunt în străinătate. Și tot așa, sunt mulți discuții și pe tema asta. Dar, în principiu, amiabil. Și, deci, nu. O consultație la un avocat, de ce să nu fie făcută? E cea mai simplă cale de a-ți rezolva amiabil, pentru că și un avocat, în principiu, este și un mediator, nu? Știi, da, să discute și să explici efectiv ce ar însemna un război între ei și ce ar însemna să rezolve o problemă mai simplu. Și atunci au de ales. Vă sfătuiți clienții în sensul ăsta? Da, din păcate, de obicei, o parte din ei, în ultima perioadă, au venit numai persoane care au fost date în judecată. Adică n-am apucat să discut cu ei, dar persoana care vine, am încercat să-i spun, domnule, de obicei, hai, încearcă, nu rezolvi, poți să rezolve problema mea, bă, uite, vin, o fac eu acțiunea și vă duceți și vă rezolvați treaba. E mai simplu. De obicei, asta se întâmplă, să trezește omul cu hotărâre, cu acțiunea acasă și... Deci nici nu mai discută de... Deși suntem la 30 de ani de comunism, nu? În momentul în care puneam mare accent pe căsnicii și pe divorț, deci cu divorț era considerat o anatemă în zonă. În societate, da, așa este. Nu e așa, familia, nucleul societății. Acum, și încă un lucru care mi se pare interesant de abordat, concubinajul în condițiile separării unor concubini care au trăit împreună perioade lungă de timp, să spunem, și care au obținut împreună bunuri. Ce se poate face? Poate că asociat unui regim al persoanelor care sunt căsătoriți. Da, da, asta. Da, asta, exact. Da. Concubinajul acum e recunoscut ca o situație efectiv maritală. Se pot pune discuții dacă ți-ai făcut o casă împreună sau ai luat o mașină sau nu știu, orice alte chestiuni, automat că vor fi analizate exact ca în cazul unui bun obținut în timpul căsătoriei. Și se împar și acestea, dar da. nu în cadrul unui proces de divorț, bănuiesc. Păi nu ai cum să faci divorț, doar se poate face partajul la bunul respectiv. Și la divorț, de exemplu, divorțul e divorț și în momentul când ajungi să-ți împarți bunurile, e un partaj a bunurilor. Este o acțiune separată? Da. Sau este o continuare a acțiunii de divorț? De obicei, ele cam sunt separate, pentru că, de obicei, partajul ține loc divorțul și multe persoane vor să obțină divorțul rapid. Și dacă au partajul al doilea capăt de cerere, de exemplu, partajul bunurilor, acolo trebuie să faci expertiză, analiza efectivă a valorilor și durează mult și ei vor să obțină divorțul foarte repede. Și atunci partajul rămâne separat. Cea mai rapidă modalitate de obținere a divorțului care ar fi în acest moment? În afară de, bineînțeles... Nu mă întrebați asta. Da, în regulă. Da. Bine, eu vă mărturisesc faptul că știam răspunsul, dar am înțeles ceea ce ați vrut să spuneți dumneavoastră.
Mulțumesc! Da, și eu vă mulțumesc! Ne oprim pentru o scurtă pauză muzicală și ne întoarcem cu alte detalii. Ne întoarcem alături de domnul avocat Gabriel Onel și discutăm despre divorț. Am spus că este o suferință, dar în definitiv nu neapărat, pentru că dacă privim din punctul de vedere al celui care vrea să iasă dintr-o căsnicie pe care nu și-o mai dorește, nu este o suferință, sau este, domnul avocat, pentru ambele părți implicate. Implică, mai ales dacă e vorba de o perioadă mai lungă de conviețuire, cred că implică mai mult decât în alte căsnicii. Acum noi vorbim numai de căsătoria pur, da, cea prevăzută de codul civil, da? Nu vorbim de cea spirituală, că acolo e altă discuție. Da, da, da. Dar, mai aici, bănuiesc că pentru fiecare reprezintă, mai ales după anumite perioade de timp, reprezintă o implicare emoțională, oricât ar fi, da, sunt ani în urmă să... Dar deci este suferință pentru ambele părți implicate. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, un caz mai aparte pe care l-ați întâlnit dumneavoastră sau o serie de cazuri care v-au atras atenția, care, indiferent de profesiune, pentru că da, este vorba despre profesionalism, este vorba despre analizarea cu răceală, dacă pot să spun așa, a cazurilor pe care le-ați avut. Dar sunt convinsă că omul din dumneavoastră nu s-a putut păstra chiar indiferent. Ați avut astfel de situații în care să... Deci nu, cele mai, cred că cele mai spețe care m-au afectat așa cel mai mult pe mine ca avocat au fost cele în care copiii, de exemplu, au vorbit mai mulți copii, au fost împărțiți între părinți. Aici e o problemă, da? De multe ori cred că separarea copiilor reprezintă și mai ales în condiții în care părinții nici nu se înțeleg. Deci au și un divorț cu scântei. Acum e o problemă, pentru că intervine orgoliul fiecăruia, așa apoi copiii sunt despărțiți, crescuți împreună ta o perioadă de timp și deodată îi separe. Deci cred că asta este una din cele mai grave situații pe care poți să o analizezi într-o astfel de situație. Mai sunt anumite cazuri în care copiii nimeresc la părinții nepotrivit, dar poate da, judecătorul n-ar vreau să știe, pentru că nu poți să te mergi toate și probatorii poate poate s-a administrat în altă formă și te trezi cu asta de surpriz. Cred eu că astea ar fi cele mai așa interesante și adică cele mai care pot afecta. În rest, dar spuneți-mi, vă rog frumos, în condițiile în care părinții sau unul dintre părinți este abuzatorul minorului, aici, bineînțeles, intervine autoritatea tutelară. Nu, e prea mult abuzator. Nu știu, un copil abuzat în ce fel? Bătut? Da. Da, da, adică mergem pe agresant, o... Exact. Pot fi abuzat, nu? Și pe alte teme și așa. Da, bineînțeles că da. Acum mai e, acolo ne ducem în altă sferă. Nu mai discutăm de un divorț în care să... Deci copilul clar va fi la celălalt părinte și se schimbă cu totul datele problemei. Da, la un anumit pot să și de caz din drepturile părintești pe cel, da, pe astfel de părinte, da. Sunt și, în păcate, și în astea, da. Da, dar spuneți-mi, vă rog frumos, în condițiile în care, totuși, instanța urmărește reintroducerea copilului în familie, ce părere aveți despre o astfel de situație? Adică? În condițiile în care apare o stare conflictuală și este abuzat copilul, există situația în care totuși instanța încearcă să împace? Nu cred, nu. N-am întâlnit nicio situație. Instanța de la Bârlad, de exemplu, judecătorii care sunt la Bârlad, pe partea asta de analiză, am văzut că totuși urmăresc cu atenție, mai ales când vorba de copii și de cum ar veni, custodia copiilor la cinul care părinți urmează a fi dată, deci chiar se analizează. Dar situația concretă este cea din probatorii administrate, modul cum se vede, deci și copilul. Deci copilul și el are un cuvânt dispus, da? Este întrebat de judecător, este chemat și întrebat de judecător
în camera de consiliu fără numai el cu copilul și întreabă cu cine vrei să stai. Și copilul spune și de obicei copiii ei spun adevărul tot timpul. Și atunci un judecător știe să efectiv să facă ce trebuie. Adică e o sintagmă în astfel de caz, mai ales când e vorba de copii, interes superior al copilului. Deci asta se pune întotdeauna pe primul plan, orice judecător. Deci când se analizează efectiv acordarea custodiei unui copil sau domiciliul unui copil, acum că nu mai e custodie exclusiv, dar îi spune domiciliul. Dacă dă domiciliul la mamă, deci va sta cu mama. Deci va analiza efectiv interesul copilului. Da? Și aici nu mai avem ce să vorbim. Deci judecătorul, din probe, din tot ce se întâmplă, din efectiv întrebarea, adică și audierea copilului, își face o părere intimă și atunci hotărăște cât mai bine pentru copil. Dar în condițiile în care, să spunem că tatăl este plecat în străinătate și aduce venituri din care rezultă construirea unei case și altfel de astfel de lucruri și copilul rămâne mamei, casa rămâne în continuare? Nu, acolo e vorba de partajul bunurilor comune, deci... Și mai... Da, nu putem analiza efectiv partajul bunurilor cu încredințarea copilului și cu divorțul. În condițiile în care se face partajul bunurilor, nu se mai poate lua în considerare acest lucru? Sau așa cum ați spus, sunt două specii complet diferite, divorțul cu încredințarea copilului și după aceea partajul bunurilor? Ele sunt separate, nu pot fi luate în seamă, pentru că, de exemplu, dacă eu fac partaj, pot solicita, de exemplu, imobilul ca să stau copilul, dar tot trebuie să plătesc o sumă, trebuie să plătesc niște bani pentru, adică diferența lui care jumătate din imobil, de exemplu, da? Eu trebuie să-l despăgubesc în bani, cum stabilește instanța. Deci eu pot să cer atribuirea acelui imobil, asta ați vrut să ziceți. Da, asta am vrut să întreb, da. Da, în principiu da. Da. Dar de obicei mama nu prea vrea să stea în casa aia sau... În casa construită de către... Îmi dau seama că are plecat să dea foarte mulți bani și bănuiesc că nu are de obicei, dar chestiunea este cât se poate. Deci în momentul în care cer să atribui imobilul cu stai copilul, instanța acordă. Da. Interesul minorului. Am discutat despre acest lucru, am discutat despre partaj. Ce ne mai puteți spune alte lucruri? La ce ar trebui să fim atenți sau ce sfaturi ne dați? Sau unor persoane care ar vrea să facă acțiune de divorț. Pe toți cei care ajung în astfel de postare, îi sfătuiesc să rezolve amiabil problema. Deci, din punctul meu de vedere social, nu mai reprezintă divorțul o problemă așa de importantă. Dar mai este încât, un stigmat. Încât să nu poate fi rezolvat amiabil. Chiar și în condiții în care există animozități sau, nu știu, neînțelegeri, tot sfatul meu ăsta este să-și rezolvi amiabil divorțul. E cea mai bună variantă, cea mai bună. Da. Nu vă dați seama că în condiții în care nu sunt copii. Dacă sunt copii, aici e mai dificil, pentru că, cum am spus, e orgoliu fiecărui părinte, poate fiecare ține la copilul respectiv în felul lui, da? Și ar vrea să fie cu el. Dar și aici se pot înțelege. Da, păi, ideal ar fi să înțeleagă, dar nu știu. Ați întâlnit în practica dumneavoastră părinți care au reușit totuși să se înțeleagă și să rămână, nu știu dacă chiar prieteni, dar să colaboreze pentru îngrijirea, pentru ținerea copilului? Sunt, pentru, eu vă spun sincer, eu așa i-am sfătuit și sfătuiesc în continuare. Deci chiar dacă ajung la un dosar divorț, vin la mine și spun, domnule, uite, vreau să-mi iau copiii și vreau și eu copiii. De obicei, îl lămuresc, domnule, hai să găsim un variant, uite, asta ar fi situația, asta este. Și de obicei am găsit o cale comună în sensul de a lăsa ori copiii la mamă, ori mama renunță de obicei sau în alte chestiuni, dar e greu. Renunță mama la copil? Păi amândoi ori copiii. Da, și da, de exemplu am avut o speță în care mama pleca de acasă, da? Trebuia să, dacă dădea divorț, trebuia să plece de acasă. Și ducea la maica care mai avea încă 3 copii, mai avea și vreo 3 nepoți, și într-o casă cu 4 camere. Și îmi zic, băi, uite, are un să stea, da? E casa goală, ai plecat, vă divorțați, bun, e treaba voastră. Dacă copilul nu i-ar fi mai bine aici,
Da, și instanța de obicei analizează chestiile astea, dar cel mai bun când și-o rezolvă ea meargă. Și atunci am înțeles. Și zic, bun, uite, caută să rezolvă-ți problema și îți iei. Da? Nu ești despărțit de copil, pentru că în momentul ăla, automat, și relația între mamă și sau de persoana respectivă, între persoana respectivă și copil, rămâne identică. Adică și cel care a acceptat să ia copilul, de exemplu, copilul la mine, eu sunt de acord ca persoana cealaltă, soțul sau soția, să aibă legături cu copilul tot timpul. Să-l vizitezi, și atunci nu mai e nicio problemă. E mai rău când eu îl iau, zic că e a meu, nu te mai las loc să-l vezi. Și atunci, scandalul mare, deci încep discuții de cel mai multe. Da, pentru că din partea unuia din soț, asta reprezintă o șicană pe care vrea să o facă și automat, clar, asta reprezintă cea mai periculoasă modalitate de abordare în șantaj. V-ați întâlnit cu situația în care părintele care nu a obținut copilul să ia copilul, să-l ia și să-l ducă în altă parte, să, nu pot să spun să fure copilul, dar ceva asemănător. Da. Da. Da, dar îl aduce înapoi. N-are cum să țină, nu instanța, până la urmă îl aduce el, că nu poate să stea copilul ascuns tot timpul. Nu trebuie să meargă la cămin și realizează și el că e o greșeală. Da, aici intervine iarăși o traumă foarte mare. Depinde, pentru că copilul, locul respectiv sau unde era dus, nu o ducea rău sau nu putem spune că nu era îngrijit sau că era ținut în închis într-o cameră, dar nu știa nimeni unde. Da. Mulți au mai făcut, au cerut acordul să plece în afară copilul și nu mai venit înapoi. Da, sunt și din astea. Și atunci, cum se poate aduce? Se repatriază copilul? Care este procedura? De ce să se repatriez dacă e la școală, în cămin sau într-un loc unde este mai bine? Până și mai să duce, îți dă seama și zice, da, ai dreptate, lasă acolo. Da? E în avantajul lui, nu? Dar pentru copil să fac sacrificiu. Deci dacă părintele ăla îl ia în grijă, lasă-l aici. Acum trebuie să fii, nu știu cum, să te duci, să-l duci la Gherghești, la țară, nu? Da. Deduc faptul că nu mai este în practica judiciară obiceiul de a fi dat minorul exclusiv mamei. Nu, v-am spus care... puține cazuri, da. Foarte puține, dar în genere nu, e custodia comună. Da? Deci custodia comună reprezintă că și eu am posibilitatea și am dreptul să veghez asupra lui, să-l urmăresc, să văd ce face, să am dreptul la vizite. Da, nu doar custodia comună, dar așa cum ați spus, în situațiile în care este mai bine copilului, poate să rămână în tată. Părinții se pot înțelege că doar dacă custodia dacă e comună, deci nu înseamnă că eu nu mai am dreptul asupra lui. Eu pot să mă duc oriunde cu el. Da, deci asta înseamnă. Deci că are domiciliul la mamă, e una, și custodia e altceva. Da, așa este, dar poate să aibă domiciliul la tată și mama să renunțe în favoarea tatălui. În condițiile în care este mai bine copilul, nu mai este... Dacă are domiciliul la tată, deja e grija mea mai mult. A tatălui, da. Asta înseamnă. Da. Și atunci eu nu am nevoie de acordul mamei să mă ocup mai mult de el. Da? Numai în cealaltă situație în care domiciliul la mamă, atunci am nevoie de acordul mamei să pot să-l iau cu mine, să mă duc în concediu sau... Trebuie să ai acordul ei într-o fel. Da, acordul amândurora. Dar asta nu înseamnă că dacă am plecat copilul la undeva, nu înseamnă că l-am furat. Chiar dacă nu am acordul mamei, deci nu este, bine să spui, este nuanțat, nu putem nuanțat, spune că e furat, nu? Da? Deci nu, da, am dreptul, mai dacă e mare, dacă e prea mic, într-adevăr, trebuie, sunt și aici niște repercursiuni, nu poți să iei copilul mic, să pleci cu el, da. Dar în condițiile în care, să spunem, o mamă este plecată, sau, da, să spunem o mamă, pentru că, în definitiv, mama este cea mai apropiată de copil, este plecată foarte mulți ani de lângă ai ei copii. Cum poate să invoce tatăl separarea de către această femeie? Pur și simplu prin divorț? Iar mama poate după aceea să se întoarcă la copii și să... Da, cum își... credeți? Acum speța în sine, da? După mulți ani, da? Da. Deci un copil care a crescut mai mult cu tata, relația lui de afecțiune cu cine are cea mai mare, tată se păstrează, da? De obicei copilul ăla o să lăsa cu tata, nu cu mama, da? Deci asta e clar. Și automat
în momentul în care este un cod prevăzut în codul civil, separarea în fapt mai mult de 2 ani e un motiv de divorț. Adică dacă ești separat mai mult de 2 ani față de soț sau soție, tocmai poți să începi divorțul numai pe acest motiv. Da, și am înțeles, divorțul a fost hotărât de către instanță pentru că mama a fost plecată mai mult de 2 ani. Dar mama... Separarea în fapt. Da, separarea în fapt, da. Da, separarea în fapt. Dar după divorț, mama poate să vină să își ceară copiii înapoi, să spună că de fapt a mers să muncească pentru copii și că poate să dovedească faptul că este o mamă bună. Poate că să ceară. Dar ajungi la un litigiu, dacă tata nu vrea, ajungi la un litigiu și instanța o să hotărească dacă într-adevăr schimbă ceva cu privire la minor sau nu. Deci asta este abordarea. Deci altceva n-are. Că dacă tatăl se opune, automat nu o va rezolva. Dacă ea insistă, trebuie să facă acțiune. Și mai în baza unei acțiuni va putea stabili, se va putea stabili altceva. Și în urma unei acțiuni poate o astfel de mamă să demonstreze faptul că de fapt a fost o mamă care a plecat pentru ca să-și întreține copiii? Da. Am avut și cazuri în care mama era plecată la muncă, tata stătea bine mersi acasă și primea bani. La divorț, el face acțiune de divorț și zice că copilul stă la mine, deci forma de șantaj clară, că ea ținea foarte mult la copil. Invoc, printre altele, faptul că ea e plecată de 2-3 ani și nu a trimis niciun ban, nu a trimis nimic la copil, da? Deci invocă chestia asta și spune că e o mamă care nu are grijă și nu s-a interesat nu știu ce și când a venit femeia la mine cu acțiunea, am zis, bă, nu uite ce scrie aici. Și mi-a pus în față așa un tank de acte din care arăta câți bani trimitea lunar. Da? Deci, și automat, da, nu poți spune că aia mamă care nu a vrut să aibă grijă de copil, da? Și a asumat o răspundere, a plecat la muncă să aibă bani. Da? Da. Există și cealaltă variantă și acealaltă discuție în care chiar dacă tatăl îți duce la muncă și va aduce bani în casă mai mult, dacă nu așa cred că rolul bărbatului ăsta e. Da. Nu poate invoca bărbatul sau da, soțul într-o astfel de chestie, nici măcar la un partaj, faptul că vai de mine nu mai am adus bani în casă și eu sunt cel care decid și vai de mine am făcut. Nu. Și simplu fapt că ai avut grijă de copii, simplu fapt că e făcut de mâncare, l-ai spalat sau l-ai călcat haine sau orice altceva, reprezintă tot o... Investiție, da. Nu, activitate, dar pe care îți spui da. Ca să iei, nu știu cum să mai spun, ca soțul să poată... Să fie plecat, da, și să muncească. Da, deci, am grijă de copii, deci e altă, intrăm în altă abordare. Și instanțele sunt conștiente de chestia asta. Sunt multe nuanțe, deci foarte multe nuanțe și foarte multe specii, dar esența asta este. Dacă vrei să dai divorț, trebuie să dai divorț cât mai amiabil, părerea mea personală și așa sfătuiesc pe toată lumea. Da, până la urmă divorțul este și aceasta o instituție, o instituție de care ne folosim. Este, instituția care... divorțului, așa căsătorii, da. Deci și divorțul e prezentă tot o instituție, da. Dumneavoastră aveți experiență și dinainte de Revoluție, ca avocat, și după Revoluție, nu, care... Nu, înainte, dar, na, pot să... Am văzut destul de, adică mai mult am citit pe tema asta, dar acum am întrerupt întrebarea. Da. Care este preponderența divorțurilor sau care puteți spune, nu știu dacă ați putea spune un procentaj, dar erau mai multe divorțuri în urmă cu 30 de ani sau în multe divorțuri acum? Eu din câte am studiat și din câte am putut observa, deci înainte frecvența divorțului era redusă și era redusă foarte mult. Nu cred că toată lumea nu avea probleme care, pe care le are și acum, dar era redusă în mod expres de stat. Da? Deci legislația era de natură de a face să divorțezi cât mai greu. Și automat, la un anumit moment, te lăsa lehamnic, chiar asta este. În afară de faptul că ți impunea o perioadă de împăcare, da, trebuia să motive foarte medice, nu ca acum, mă duc și spun, domnule, hai să divorțăm. Nu mai înțelegem, divorțăm. Iată, trebuie să spui la judecător și e suficient ca să ia în calcul cererea lor. Deci acum nu mai e
e o instituție, dar nu mai e la aceeași amploare. Adică acum e foarte simplu, deci nu mai ai niciun motiv să nu îți rezolvi foarte simplu problema. Și datorită acestui lucru... Divorțurile sunt cu mult mai multe. Și datorită schimbării mentalității, chipurile am evoluat social și la eu zic că am evoluat, dar... Exact asta voiam să vă întreb, nu cumva am evoluat? Ba da. Pentru că nu mai punem preț pe... Da, societatea, da, societatea acum nu mai pune accent pe... Înainte cum era căsătoria, nu? Da. Familia, baza, exact. Celula de bază a societății. Acum? Ban. Da, și s-a reglementat și concubinajul. Că mai este da, înainte, da, concubinajul era văzut într-o anumită formă, acum concubinajul este... Este aproape o regulă? Da, da, nu numai, dar este și într-o anumită măsură în codul civil, sincer, nu mai pot să, nu știu, articolul exact să vreau să spun, dar el este reglementat, da, și concubinajul este recunoscut în legislația actuală. Este trecut în lege, da. Chiar că... cu rezultatul copiilor, adică, mă rog, concubinaj. Oricum, concubinaj, copiii, părinții recunosc. Deci, certificatul de naștere apară copiii, părinții amândoi, chiar dacă poartă nume diferite, nu e nicio problemă. Dar de obicei, da, de ca un de obicei. Da. Copiii au numele tatălui. Asta e obligatoriu. Pardon, obligatoriu de ce? Că asta e... Să este o obișnuință. Nu, e obligatoriu, da. Da, încă un subiect delicat pe care l-am abordat astăzi. Îmi doresc din toată inima ca la viitoarele întâlniri să avem posibilitatea să abordăm subiecte mai, mai vesele, dacă pot să spun așa. Au fost... Eu sper. Da, da. Deși sistemul juridic se ocupă mai mult de rezolvarea problemelor pe care le avem, chestiunea este că am o problemă de genul ăsta, e bine de cunoscut și mai ales oamenii trebuie să înțeleagă că e păcat să ajung să spele rufile în judecătorii. Asta e, adică ar putea să meargă tot la instanță și să se rezolve o problemă de genul ăsta mult mai simplu și eficient și fără nervi. Da, spuneți-mă, rog frumos, cam cât durează un proces de divorț de comun acord mai întâi? Nu, dacă e de comun acord și ambii semnează, cred că durează foarte puțin. Că judecătorul, în momentul când primește acțiunea, citește, vede și dă în termen scurt. Dincoace sunt anumite, mai ales procedura, trebuie să-i comunici acțiunea divorț, îi dai un termen de aproape luni de zile să răspundă, trimite răspunsul, tu îl trimiți la cel care a deschis divorțul, îi dai și un termen să răspundă și de pe după asta discutăm de primul termen de judecat. Așa e procedura contencioasă, da. Necontencioasă, nu. Și automat durează câteva luni chestia asta și de pe după ce stabilești termenul, dacă nu îți înțelegi, iar termen pentru probii, termen pentru audiere, termen pentru anchetă socială, poate dura un pic. Da. Nu mai spun timp, nervi, bani. Bani, bineînțeles, da. Mai ales dacă una din persoane este afară, nu se convine să vină fiecare lună la proces sau o dată la două săptămâni. Deci aici implică o mulțime de... De aceea dumneavoastră sfătuiți divorțul de comun acord. Da, asta e numai de comun acord, dar amiabil. Da, se poate rezolva foarte simplu. Chiar dacă iau între ei anumite animozități, cred că ar fi bine în momentul divorțului să treacă peste ele după aia. Vedea ei. Da. Vă mulțumesc, domnule avocat Gabriel Onel, pentru prezența. De invitație. Da, sper și eu că am putut cât de cât să lămuresc anumite aspecte pentru cei care vă urmăresc. Da, și îi rog pe ascultătorii noștri să adreseze întrebări, pentru că în felul acesta putem discuta pe cazuri specifice și putem să dăm lămuriri, puteți să dați dumneavoastră dacă o să mai fiu invitat la emisiunea noastră, dacă aveți atunci întrebări, le notați și putem discuta, încercăm, dar în momentul când ne trebuie anumite spețe, nu cred că e... Da, vedea, asta rămâne în...